Mulțumesc, Gabriel. Bună ziua din nou. Mulțumesc frumos distinșilor membrii ai acestui panel. Mulțumesc pentru că au acceptat invitația noastră. Cred că a fost o introducere extrem de comprehensivă, impresionantă chiar și la nivelul activității Ministerului Energiei, dar și la nivelul Parlamentului. Cum am spus și în nota de deschidere, există un optimism și un optimism bine fundamentat, pentru care multe lucruri bune se întâmplă. Așa încât, de la lucruri concrete de care putem să continuăm discuția, aș vrea pentru primul nostru panel să ne uităm puțin la lucruri mai macro, dacă se poate spune, la nivel de politici publice, la nivel european, la trenduri, la cum stă România în perspectivă față de țările vecine. Și aș vrea să dau cuvântul la început doamnei Ana Acalcații, Country Manager Banca Mondială pentru România și Ungaria. Aș vrea să maybe I switch to English so it's easier in real time. World Bank is clearly has a global, as the name sounds, a global perspective on how things work in the and with respect to the energy transition, and also supports in many shapes and forms the various undertakes in each country. And I know that recently World Bank has prepared a climate, country and development report. And Romania is one of the countries that you are looking at. So compared to the others, where would you see Romania, how ready is for this transformation? Because I should have started with the theme of our panel is how ready we are for the transformation. So I'd like to give you the floor first. Thank you. Thank you very much, and it's my honor to be in the same panel with esteemed speakers and with people with and organizations with whom we work in Romania very closely. State Secretary Dragan was speaking earlier. Ministry of Energy is our important partner in the area of energy transformation, but we work also very closely with ANRE and with Competition Council, and as well as with different other stakeholders in the industry. And it's exactly the transformation of the energy sector where the World Bank is supporting the stakeholders in the sector through our technical assistance advisory work, but also through some of the financing and budget support operations as well. You asked about why and how we see Romania positioned, and we heard in the introductory speeches that assessment is that we are on track to achieving the 2030 targets, even though they are pretty ambitious. Our assessment does confirm that this trend, of course. We also see that the net zero by 2050 is achievable goal. But let's agree that in order this goal to be achieved, there is a lot that needs to be done and needs to be done by this community here, by the representatives from public, private sector, in terms of also attracting financing, efficient use of financing. But some of the areas that will be important to achieve this net zero, of course, include the increasing the electrification,
we have heard Mr. Sandor talking about that and the importance of it. The shift to alternative fuels, improving energy efficiency, strategic use of water resources. I want to dwell a little bit on this later, but as well as accelerating the decarbonization of critical sectors like transport, as well as transformation in agriculture sector. And of course, I mentioned already aligning fiscal incentives to promote green technology and reducing the consumer subsidies. So you mentioned the flagship report that the bank is working on for Romania. This is called Country Climate and Development Report. We haven't yet finalized it, and it will be launched together with our counterparts in September. We are going through consultations and through modeling and proving the models. It's a big and important work. Some early findings, which I think are important for us to already start thinking about, is that that transformation, green transformation, is achievable and does not necessarily mean that there will be a negative impact on growth perspectives for Romania. So we have good news that Romania can both grow and grow in a green way. Now, the trick there is that in order to sustain it, in order when we look at our models, we are looking at importance of increasing the income levels in the country, correct? And so with proper reforms, we can grow, we can almost triple the this indicator. But I mentioned with proper reforms, these are structural reforms that are needed to be done, to be undertaken in the coming years, correct? And so we can grow the pie, we can grow the economy, and we can at the same time decarbonize, make the economy greener without having a trade-off between the two. Because this is often something that we hear. We cannot achieve our development growth and decarbonization. These are these are competing targets. So in Romania, I think this, as again, I want to say this is a good news. Now, I'm again quoting Mr. Sandor was talking about what is electricity and what is it when we don't have electricity? I want to talk about water. What is water and what it is when we don't have water or when we don't have sufficient water? So what our report is looking at is water availability for all these different competing needs that Romania will have in the context of climate change that we are facing. Already today, Romania has only half of the average EU availability of water. And when we are thinking about our production capacity in the energy sector, 50% of it comes from sectors that require water or are dependent on water. This is nuclear and hydro. And so how will water availability affect our ability to expand those sectors that will be critical for this transformation? This will be one of the recommendations to focus attention on from coming up from our report. But again, I think these two things is things are achievable. We need to focus on reforms and we need to think about those trade-offs and big trade-offs that are coming from climate change, from adaptation needs. And my last point is, before the conference started, we were having some reflections about green transition and energy sector, and we were discussing that, in fact, what happened over last year, we were hearing that State Secretary Dragan listed so many complex and important initiatives and projects that that the Ministry of Energy has spearheaded. But my point is that it's no longer
one Ministry of Energy that will be responsible for energy transition. We are now in a situation when increasingly we are discussing a whole of the economy approach to green transition. It is about sectoral policies, as I mentioned, transport, decarbonizing transport, agriculture. It is about social impacts of the transition, preparing social assistance systems as well as skilling and reskilling. It is about value chain development. So I just want to flag that we no longer are talking about specific technologies there in the energy sector, their availability or their cost. We are talking about very complex whole of the economy approach that will be required in order to support the transition. Thank you very much. It is definitely sounds like a massive undertaking. It's not only now we're thinking ahead, next step, not only that we need the money, which it seems like we have the technologies, is how we make everything work with the right impact, as you say, you know, having a, in mind the social, especially the social impact. And the water availability, it's a very interesting point, and I'll come to that next. I'd like to go on to my next guest speaker, doamna Alexandra Bocșe, consilier de stat, Departamentul Climă și Sustenabilitate, Președinția României. Am auzit anterior eforturile, opiniile, inițiativele de la nivelul Parlamentului și al Guvernului. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt preocupările și trendurile pe care le vedeți și planurile prin care România se poziționează în viitorul apropiat în plan internațional, din perspectiva inițiativelor pe care le avem legate de climă și sustenabilitate. Mulțumesc! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest eveniment și mulțumesc tuturor celor din sală că v-ați rupt din timpul dumneavoastră prețios ca să fiți astăzi aici alături de noi. Da, cumva am avut oportunitatea să vedem poziționarea și punctele de vedere ale Parlamentului și ale Guvernului României. Aici reprezint în această după-amiază administrația prezidențială și în special o să discut despre câteva inițiative și implicări foarte directe ale președintelui României la nivel strategic, pentru că până la urmă vorbim despre un Energy Strategy Summit. Președintele, așa cum ați văzut și din declarațiile publice, este preocupat de fenomenul schimbărilor climatice și de transformarea pe care acest fenomen o aduce în zona energetică și implicit în zona economică. Intervenția mea se va centra pe această intersecție dintre domeniul schimbărilor climatice și domeniul energiei. Domnul Dan Drăgan a menționat strategia României pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, acest plan pe care ni l-am asumat în draft și care ne dă o traiectorie și un parcurs. Ori această strategie vine într-un cadru. Este vorba despre cadru care a fost setat de Consiliul European din decembrie 2019 și apoi Consiliul European din decembrie 2020, Consiliul European la care președintele Iohannis a participat alături de alți lideri europeni și a endorsat în 2019 atingerea neutralității la nivelul continentului european, neutralității climatice până în 2050 și apoi reducerea cu 55% a gazelor cu efect de seră până în 2030. Prin urmare, acesta este un exemplu în care, sigur, președintele se implică, dacă vreți, la nivel macro, în setarea unui parcurs pentru România, cu implicații pentru zona de climă și zona de energie. Departamentul Climă și Sustenabilitate s-a implicat și în discuțiile mai tehnice în jurul strategiei pe termen lung de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Domnul Drăgan a menționat această strategie. Voi menționa și eu faptul că România, apropo de faptul că avem nevoie de date și e bine să vorbim cu date, a apelat
la suport din partea Comisiei Europene DigiReform, care a venit cu, ne-a susținut ca să desfășurăm un proces de modelare de date care să ne ajute să stabilim traiectoria noastră de reducere de emisii pentru 2030-2050. Din modelare au reieșit 3 scenarii și România a decis să meargă pe scenariul mai ambițios. Și ca să vă dau un exemplu, care sunt implicațiile pentru sector? De exemplu, și vorbim cu date, da? Deci au fost puse la dispoziția României 3 scenarii, scenariul de referință, scenariul mediu și scenariul România neutră. La nivelul anului 2050, ca parte a consumului final brut de energie, conform celor 3 scenarii, scenariul de referință vorbeam de 56% regenerabile, scenariul mediu 76% regenerabile și România neutră 89% regenerabile. Deci România a mers pe varianta 89%. Sigur, în alegerea scenariului România neutră ne-am uitat și la costuri și costurile, analiza de costuri a fost bazată tot așa pe un exercițiu de modelare. Și diferențele de costuri între scenariul mediu și scenariul România neutră sunt pe undeva pe la 60 de miliarde de euro. Deci ambiția climatică suplimentară ne costă în jur de 60 de miliarde de euro. 60 de miliarde de euro pe care aș vrea să vă amintesc, sunt sigură că cei din sală au o idee de cu referire la cifrele pe care le avem disponibile și fondurile disponibile europene, PNRR, Fondul de Modernizare, Fondul pentru Tranziție Justă, Fondul Social pentru Climă, care este mai puțin cunoscut, doar alocările financiare europene până în 2030 se apropie de această sumă de 60 de miliarde de euro și sigur, pentru neutralitatea climatică până în 2050 vom conta și pe fonduri suplimentare, inclusiv din zona privată. Aș vrea să închei dându-vă un alt exemplu de poziționare strategică. Un instrument pe care noi îl folosim sau administrația prezidențială îl folosește este cel al grupurilor de lucru, grupurilor de experți care elaborează diferite rapoarte. Anul trecut, administrația prezidențială a publicat raportul Limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor, o abordare integrată pentru România. Raport care apoi s-a vărsat în planul de priorități a guvernului în materie de schimbări climatice pentru 2023. Și din raportul inițial au fost preluate în plan anumite măsuri pe care eu le consider foarte importante. Dezvoltarea la nivelul României a unui plan pentru industrializare, reindustrializare verde, în linie cu The Green Deal Industrial Plan, care a fost publicat la începutul acestui an, precum și dezvoltarea și implementarea unor măsuri care se leagă de calificarea și recalificarea forței de muncă care trebuie să susțină tranziția climatică. O să închei aici. Știu că aveți întrebări suplimentare, mai ales în ceea ce privește partea de skilling și reskilling. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc frumos. Într-adevăr, trebuia să precizez la început, am să dau cuvântul fiecărui invitat, urmând ca apoi să avem timp de Q&A și din partea mea și sper că și din partea audienței. Această ambiție și target de neutralitate, după cum ați precizat, ne costă destul de mult și ca să atragem acești bani și aceste investiții avem nevoie de o piață atractivă, avem nevoie de reglementare prietenoasă, ca să spun așa. Și aici o să am onoarea să-i întreb pe cei doi președinți pe care îi avem lângă noi. Aș vrea să încep cu domnul președinte George Niculescu. Felicitări pentru noua poziție. Nu e nouă, dar destul de nouă cât să vă mai spun mult succes.
Aș vrea să vă întreb legat de acest target foarte ambițios de a incorpora noi capacități de generare în România, de care se vorbește, nu numai de regenerabile, dar am văzut și alte tipuri de capacități. E o provocare foarte mare pentru reglementator să producă, să emită, să dezvolte o serie de acte, regulamente și proceduri care să permită noilor investitori să funcționeze în acest cadru de piață. Cum vedeți dumneavoastră cât de realist este acest target, ce provocări vedeți din perspectiva reglementatorului și, dacă permit să vă întreb, și cum, cât de importantă sau cât de aproape este armonizarea legislației din energie cu celelalte instituții cu rol crucial în dezvoltarea noilor capacități, cum ar fi cele din domeniul construcțiilor sau mediului. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor, mulțumesc frumos pentru invitație, pentru oportunitatea de a vă vorbi astăzi. Într-adevăr, un spectru mare pe care trebuie să-l acoperim împreună la acest eveniment. Evident că multe lucruri au fost spuse, cred că prezentarea domnului Drăgan în ceea ce privește mai ales ceea ce îi interesează pe investitori astăzi, și anume fondurile disponibile pentru a face această tranziție cât mai rapid, cred că este de mare interes prezentarea domnului Drăgan. Într-adevăr, foarte multe oportunități în această perioadă. Eu nu vreau altceva decât să întăresc faptul că, pe lângă mesajele spuse de domnul Drăgan și de antevorbitorii mei, că procesul tranziției este unul ireversibil. Am început pe acest drum, este clar că trebuie să-l continuăm, indiferent de ce se întâmplă în zona noastră, indiferent de ce se întâmplă în regiune, ne continuăm planul. Cred că toate instituțiile statului, și nu doar, nu știu, din poziția de președinte al autorității de reglementare sau din cea de secretar de stat la Ministerul Energiei sau din cea de parlamentar sau administrație prezidențială, trebuie să privim scos din context rolul pe care îl avem fiecare, ci cred că împreună și foarte important cu piața și cu industria, ținând cont de punctul de vedere al consumatorilor, casnici sau non-casnici, cred că împreună trebuie să depășim toate provocările astea și cred că, până la urmă, ăsta este rolul nostru, aceasta este misiunea noastră, indiferent de ce poziție ocupăm la un moment dat, fie că e în mediul privat sau în cel public, până la urmă, sectorul acesta întotdeauna a fost plin de provocări și o să intru pe partea de provocări, că mi-ați ridicat-o puțin la fileu mingea în ceea ce privește autoritatea de reglementare. Când n-au fost provocări în domeniul acesta, tot timpul am trecut peste ele. Evident că suntem pregătiți. În momentul în care lucrurile se vor derula cu o viteză foarte mare, ne vom adapta, pentru că aveam și această capacitate să fim flexibili, să ne adaptăm. Dar cred că trebuie să depunem toate eforturile în așa fel încât tot acest val de investiții care vine în această perioadă să le vedem implementate cu succes cât mai repede, pentru că, așa cum am mai spus-o, cred că investițiile reprezintă soluția sănătoasă pentru combaterea acestei crize din domeniul energiei, care ne-a afectat pe toți, nu doar România, toată Europa. Eu sunt convins că autoritatea de reglementare va avea grijă în așa fel încât să fie cât se poate de atentă la tot ce înseamnă provocări în această perioadă, să le răspundem cât se poate de bine și de repede acestor provocări, tocmai pentru a menține un echilibru, rolul nostru fiind acela de arbitru al pieței de energie, să menținem un echilibru între toți actorii implicați, fie că vorbim de producători, operatorul de transport, operatorii de distribuție, furnizori, iar de partea cealaltă, consumatorii de energie. Nu o să fie, poate, foarte simplu, dar cu siguranță că împreună cu colegii din autoritate, experți foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional, vom depăși aceste provocări.
Mulțumesc, mulțumesc că am să revin la, la ceea ce ați spus. În continuare, aș vrea să termin ideea de atractivitate pentru investiții și competitivitate și din perspectiva concurenței. Și îl rog pe domnul Bogdan Chirițoiu, președinte Consiliul Concurenței, să ne spuneți cum vedeți noastră noile tendințe de reformare a pieței, a modelului de piață de care se tot vorbește la nivel european. Dacă sunt, dacă permit să exprim lessons learned, ce am învățat din această criză, dacă există, cum a spus doamna Cacații, și positive distortions care să genereze măsuri, să spunem, bune pentru o piață mai funcțională. Cum vedeți dumneavoastră următorii ani din perspectiva Consiliului Concurenței? Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc pentru întrebări. De obicei, atmosfera întrebări e foarte optimistă la evenimentele de energie. E, în general, business-ul românesc și cel să-l românesc, nu e foarte optimist. Așa, de energie, în general, nu mai e optimistă. Chiar și anul trecut, în perioadă de criză, era un optimism marcant în rândul investitorilor. Eu, în general, sunt printre cei mai optimiști în sală, dar la energie nu reușesc să fiu printre cei mai optimiști, deci încerc să nu cobor prea mult optimismul. Ce-a învățat Europa, ce-am învățat noi? Presupunând că a trecut criza, că, într-adevăr, optimismul nostru de acum este fundamentat, da? Pe deosebire de pesimismul nostru, cel puțin la nivel european, dacă nu românesc de acum un an. Cred că Europa ce-a învățat este că nu trebuie să mai depindă de alți actori și mai ales de alți actori potențiali ostili, cum e Rusia. Deci cred că ideea este să nu mai depindem de nimeni, de să avem un echilibru în relațiile noastre internaționale și mai ales dacă e vorba de actori care nu împărtășesc aceleași valori, pentru că poți să aceeași încredere pe care aveau în actori transatlantici. Și o soluție la această reducere a dependenței este de a accelera tranziția energetică. Spre deosebire, poate ce credeam și eu acum un an, când credeam că Ucraina va încetini tranziția energetică, și ce cred că multă lume credea și spera în România, nu cred că asta e situația. Pentru că tranziția asta se dovedește a fi partea soluției la Ucraina, la dependența pe care ne-a ilustrat-o conflictul din Ucraina. Al doilea lucru, nu știu cât de mult o să vă placă, senzația mea este că faptul că am trecut cu bine, că am trecut iarăși, aparent bine, vedem iarna viitoare, dar momentan iarna asta a trecut cu bine, a întărit la Bruxelles, în Europa în general, dar în special la Bruxelles și apendicele Bruxellesului, cum e Agenția de Energie Europeană, unde în al cărui bord sunt, a întărit ideea că de fapt nu trebuie să schimbăm foarte mult. Deci dacă acum un an înțelepciunea pieței europene de energie era pusă la îndoială de multe guverne, nu, care cereau, băteau cu pumnul masă și cereau comisiei să vină cu plan de reformă și așa mai departe, acum desigur comisia s-a conformat, că ea e politicoasă, dar schimbările nu sunt foarte mari. Deci vedem cum va ieși planul la final, dar mi se pare că propunerile care au ieșit din comisie sunt mai degrabă victoria birocrației ortodoxe în sensul de ține calea dreaptă, da, care spune piața e bună, nu trebuie să schimbăm foarte mult. Cu ce au venit? Au venit cu schimbările astea care nu sunt fundamentale. Nu? Vorbim de PPA și vorbim de Contract for Difference. Și o întărire a rolului ACER, că vorbim de ACER, desigur, ACER-ul să aibă o forță mai mare pe investigațiile, pe REMIT. Deci, distorsionarea pieței cu efecte transnaționale, da, acolo să câștige ACER-ul o influență mai mare, chiar dacă statele membre vor continua să fie cele care aplică sancțiunile, dar pe mecanisme de piață sunt aceste contracte de diferență și PPA-uri care nu sunt complet noi.
Acum, ce-a învățat România? Nu știu ce-a învățat România. Aici cred că sunt oameni mai potriviți decât mine să răspundă la ce-a învățat România. Și George, și Dan, acolo în sală, și dumneavoastră ceilalți. Eu aș trage, concluziile mele ar fi, unu, nu sunt atât de negativ față liberalizării din energie, da? Care acum tot există, s-a creat un discurs care spune ce nenorocire a fost liberalizarea energiei. Nenorocirea a fost că aveai criza peste noi, nu liberalizarea în sine. Evident că putea fi mai bine pregătită, totdeauna poți să fii mai bine pregătit, dar problema mare a fost criza. Și criza ne-ar fi afectat indiferent ce liberalizare sau neliberalizare făceam noi, oricum șocurile astea de prețuri care ajungeau la noi, n-aveau cum să ne afecteze. Da? Deci să nu ne imaginăm că dacă era alt regim de reglementare, treceam fluierând printr-o criză în care prețurile energiei și la gaze s-au dus în ceruri. Dar ce mi-aș dori să văd, când vom reveni la mecanismul de piață, că o fi 2025, că o fi mai devreme, vedem cum evoluează lucrurile în Europa și ce fac alte state membre, dar cred că o problemă a fost volatilitatea mare, mai ales cea care s-a dus în consumatori vulnerabili, cum sunt casnicii, dar nu numai casnicii, da, vorbim de casnici, dar impactul economic puternic ar putea fi la mari consumatori. Spre surpriza mea, nu văd momentan, în datele de PIB, nu văd unii faptul că s-au oprit capacități importante de producție sau și-au redus producția, nu o vedem în cifrele de PIB până acum. Da? Dar vreau să urmărim, să vedem care impactul este economic. Da, pe termen scurt n-a fost foarte mare, dar să vedem pe termen mediu ce se întâmplă. Da, deci, în orice caz, volatilitatea foarte mare a contract, volatilitatea mare a prețurilor care s-a lovit consumatorii, cred că ăsta e un lucru pe care trebuie să-l evităm în viitor. Și doi, ne trebuie o soluție pentru marii consumatori industriali. Și înainte de criză, faptul că Sidex sau ARO cumpără în PZU energie, nu știu, ea frizează absurdul. Aici, cel puțin, partea de PPA cred că va ajuta. Poate să ajute partea de PPA-ul, da? Pentru mari consumatori. Contractele pentru diferență, eu ce-o țin, nu le văd ca un mecanism de stabilizare a pieței. Mi se pare că sunt un mod în care putem să... avem un mecanism, contract pentru diferență ne creează un mecanism automat de a avea un windfall tax. În loc să vin cu taxa asta specială, să o discutăm cum o facem, la ce nivel, nu știu ce, contractul pentru diferență e în esență o taxă specială. Da, când prețurile cresc. Da? E automat câți bani iau, nu mai stau să mai discut la ce prag, la cât le iau, 60%, 70%, cât nu știu ce. Păi ia automat contractul pentru diferență, ia banii ăștia. Și guvernul are bani să-i compenseze pe, da, pe cei vulnerabili. Da? Deci sunt avantaje la lucrurile pe care le propune Uniunea, dar e foarte multă continuitate în realitate. Da? Mai repede pe decarbonare și piață. Piață europeană, capacități de transmisie transfrontalieră, nu mergem pe ideea de decuplare din piață, hispanicii rămân o excepție mecanismului, era o discuție, la un moment dat o împărtășeam și eu ideea, au fost discuții inclusiv colegii de la ANR la vremea aia, spuneau, domnule, uite și România să încercăm să venim cu un mecanism gel hispanic, nu le văd puse pe tapet în momentul de față. Mulțumesc frumos, aș spune că asta e un subiect de sine stătător, să vorbim despre PPA-uri și CFD. Într-adevăr, de PPA-uri cred că vorbim de cel puțin 3 ani, prima dată în piață și le dorea cu ardoare, pe urmă legislația a clarificat permisibilitatea lor, fie în formă fizică sau virtuală, însă aș putea spune că e o provocare faptul că încă, după atâta timp, nu avem destulă lichiditate în piața de PPA-uri, care pentru multitudinea de proiecte care sunt în piață și mai ales capacitățile mari, este foarte greu să găsești o contraparte pe termen lung pentru a încheia aceste contracte care sunt absolut necesare pentru finanțare. Sau, în fine, în anumite cazuri, depinde de dezvoltator,
Dacă este o companie mare, mai poate să facă finanțare și mai nou am văzut în condiții de piață, adică totally merchant, așa pe opcom sau simulări de genul acesta. Însă, cumva, e clar că și prin noul model de piață se încurajează PPA-urile, probabil pentru că în altă parte au funcționat corect, să spunem. La partea de CFT, dacă îmi permiteți, aș spune că la fel, faptul că Comisia a venit cu un tool de întrajutorare pentru toate țările europene, acest nou framework de aprobare a ajutorului de stat pe o perioadă intermediară, pe TCTF, pe Temporary Crisis Measures, practic, eu cel puțin personal văd că CFD-urile vor deveni aproape o normă în Europa, pentru că, unul, aprobările se vor da mult mai ușor și într-un termen mult mai scurt decât cele clasice, aprobările de state aid. Și doi, ele vor fi utilizate în diferite forme, nu neapărat cea clasică pe care o are în dezvoltare în acest moment Ministerul Energiei pentru solar și eolian, dar mai ales pentru tehnologiile emergente, cum deja Germania a lansat pentru carbon capture and storage, Anglia pentru hidrogen și așa mai departe. Deci, cumva, mecanismul acesta, într-adevăr, nu este nou, vine din industria financiară, funcționează ca un extra garantor, garanție pentru modelul de business al investitorilor și suntem încrezători că și pentru România va aduce un plus de valoare, așa cum spuneam la început, cred că va aduce un plus de valoare pentru investitorii care acum se decid să intre în România, pentru în contextul general al predictibilității prețurilor la energie. Vorbind de noi tehnologii, aș vrea să dau cuvântul doamnei Anca Duncă, vicepreședinte Acropo. Acropo este autoritatea în charge, ca să zic, care se ocupă de siguranța operațiunilor offshore, petroliere offshore la Marea Neagră. Și aș vrea să vă întreb, având în vedere noile tehnologii de care am vorbit, mai ales vânt eolian offshore, având în vedere necesitatea absolută de a dezvolta infrastructura portoară, partea de supply chain care să deservească, continuitatea operațiunilor offshore pe partea de gaze naturale, a menționat antevorbitorii noștri despre continuarea producției sau dezvoltarea pentru punerea în producție a perimetrului Neptun Deep. Cum vedeți activitatea Acropo și eventual oportunitatea extinderii prerogativelor pe care dumneavoastră le aveți pentru a ajuta la, din punct de vedere administrativ și de reglementare, în dezvoltarea acestor noi industrii, subsectoare, ca să spun mai corect. Vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru amabila invitație la acest prestigios eveniment. Nu pot să nu menționez faptul că este prima mea ieșire publică în cadrul unui eveniment atât de important. Vă mulțumim și suntem onorați! Vă mulțumesc încă o dată. Înainte de a răspunde întrebării dumneavoastră, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o completare, dar nu în adevăratul sens al cuvântului, de conținut, la cele spuse de către domnul președinte. Respectiv, evenimentele din energie sunt foarte pozitive, pentru că și noi stăm foarte bine la capitolul energie. Resursele de gaze naturale offshore din Marea Neagră sunt foarte promițătoare. În anul 2020 a fost deschis proiectul Media Development, pus în producție în iunie. Așteptăm cu interes notificarea proiectului Neptun Deep. O informație așa în premieră, eu sper ca în cursul lunii iulie sau cel mai târziu până la începutul lunii august să avem și notificarea privind proiectarea proiectului Neptun Deep.
Ne dorim și privim în perspectivă cu încredere către eolienele offshore. Guvernul lucrează intens la acest proiect. Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul de lege. Dacă a fost deja consultat de către dumneavoastră sau de către audiența noastră din această zi, o să observați că prin acest proiect de lege, autoritatea competentă de reglementare a operațiunilor petroliere offshore preia efectiv încă un obiect de activitate. Tot în această sferă, Grecia deja și-a extins obiectul de activitate al autorității în direcția eolienelor. Ne dorim să reușim și noi să îndeplinim acest deziderat cât mai curând. Sper ca sesiunea parlamentară din toamnă să avem acest proiect de lege adoptat deja, iar România să poată începe acest notabil și mult dorit proiect al eolienelor offshore, care ne-ar crea etapizat, la fel cum au precizat deja antevorbitorii mei, și oarecare independență energetică. Totodată, securitatea energetică pe care ne-o dorim și care ne-a ridicat cele mai mari provocări în ultimii ani, după provocările din sănătate generate de virusul SARS-CoV-2, eolienele offshore, cât și onshore, contribuie substanțial la această securitate energetică pe care ne-o dorim, dar nu în ultimul rând, siguranța operațiunilor petroliere în acest moment, pe care le avem și le îndeplinim împreună cu specialiștii noștri din direcțiile tehnice, cu mult succes, spun eu, până la acest moment, având în vedere că, din fericire, nu a existat niciun incident pe Marea Neagră, contribuie totodată la securitatea energetică și sunt convinsă că în același ton profesionalist cu care autoritatea competentă de reglementare a operațiunilor petroliere va obișnui deja, vom putea gestiona cu mare succes și eolienele offshore. Deci, în concluzie, lucrăm la acest proiect împreună cu Ministerul Energiei. Ne dorim din suflet să fie adoptat cât mai curând, ca România să poată să facă pași importanți spre independența energetică. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim, mulțumim și noi, excelent, și aici pare că avem o direcție constructivă. Într-adevăr, am observat în Grecia, de dată recentă, autoritatea a făcut-o, a lansat, de fapt, un call for interest pentru anumite zone offshore, pentru perimetre deja delimitate, ceea ce vă pot spune din perspectiva mea de practician în domeniul ăsta, că există mare interes și pentru România să se cunoască zonele cele mai propice sau, cum să spun, primele în care s-ar putea demara aceste proiecte și cum ele ar, cum s-ar putea, cum ar putea coexista această activitate cu activitățile comerciale deja existente, cu pescăritul, cu petrol și gaze, cum s-ar, dacă se găsesc elemente de comune pe care le pot folosi, de exemplu, industria de petrol și gaze, sunt convinsă că se poate construi mult pe baza ce există pentru a ajuta industria eoliană. Deci avem multe lucruri, plus partea de infrastructură portoară. Pentru că vorbim de offshore wind, știu că avem aici doi oameni foarte importanți pentru inițiativa pe care România o are și dezvoltarea unui roadmap pe offshore wind, atât domnul Niculescu, care atunci când era secretar de stat la Ministerul Energiei a coordonat și a impulsionat acest proiect important, care va avea un rol de va crea un instrument, acest roadmap de 360 de grade, de ce înseamnă crearea de la zero acestei practic industrii noi cu complexitățile aferente, dar și Banca Mondială, care
a susținut și susține acest proiect. Poate că aș vrea să vă dau cuvântul de final pentru a ne spune doamna Acalcații din perspectiva dumneavoastră acest suport pe care și colaborare pe care o aveți pe roadmap-ul pentru offshore wind. Vă rog. Yes, thank you very much. Indeed, this is work that Ministry of Energy is leading, and maybe I should clarify the role of the World Bank. So the work that we are providing support through this is a technical assistance project that is funded by DG Reform through the Structural Reform Support Program, and this is one component among others that the bank is implementing with Competition Council and with ANRE, as well as with the Ministry of Energy on other aspects of the energy sector transition. Now, in terms of the roadmap itself, of course, the Ministry of Energy is in the best position to unveil the roadmap. But to clarify that until now, what the bank team was helping with is provision of technical inputs to help Ministry of Energy define and the broader Romanian authorities define this important roadmap for the for the offshore wind, and the roadmap, of course, is not an end goal, as we said. It's important the elements that lead to this roadmap development. On the one hand, is the review of the legal and regulatory framework. We heard about the law that was recently adopted. It's a big milestone, but it's the starting point. There are different regulations. The law itself will be evolving as the sector evolves. So one area of support that the bank has been providing is on that legal and regulatory framework. The other area is around preparing option study for the first offshore wind demonstration projects. And then the third area is the links between the hydrogen and the offshore wind, how the offshore wind could in future be used in order to support to realize the potential of hydrogen generation and as such advance that important area. Now, Varinia, you mentioned in your remarks that it's very important to have predictability as well as, I think, transparency when it comes to decisions by, say, private sector to make investment to participate in development like this major huge development. And so, what through this support also, what we are trying to do is to bring some of the success stories from other regions in the EU that have or the other parts of the world where the offshore wind development has taken the kind of the successful already is showing certain successful, and indeed there are the predictability of the framework for next 10 years as well as continuity. So the successive governments that have been coming in Germany, in northern countries where we have seen uptake of the offshore wind, we have seen that the successive governments will be honoring the investment plans, will be honoring the projects that have been initiated by their predecessors. And so the transparent, timely process for leasing, for project permitting, this will be key also for Romania to adopt and make sure that the roadmap reflects that and its implementation is done in a very meaningful way.
Thank you. Indeed, these are very long, at least long-term projects, and like the ones in the oil and gas sector, they need predictability, long-term predictability, and I hope we have learned from our offshore gas matters and subsequent changes in the legislation, so hopefully for the offshore wind we'll have a smoother start. Maybe just one last comment is that the roadmap is a draft, of course, and it will go through public consultations, and the audience here will be critical part of making the roadmap a success. Yes, thank you. Vă rog, thank you very much. Poate pe același punct aș vrea să dau cuvântul și domnului președinte George Niculescu, pentru că știu că ați lucrat și, pe urma mea, am o întrebare pentru toată lumea. Foarte pe scurt o să intervin pe subiect. În primul rând, mă bucur că din ce în ce mai multă lume abordează acest subiect. Cred că trebuie să vedem cât mai repede această legislație terminată și nu vreau să pun deloc presiune pe colegul meu, Dan Drăgan, care a rămas să finalizeze această piesă de legislație, dar Dan, ceasul ticăie, glumesc. N-a fost deloc un proces ușor să reglementez de la zero un sector și ce vreau să vă spun este următorul lucru. România trebuie să fie și va fi prima țară din zona Mării Negre care va avea o legislație care să stimuleze investițiile în acest sector și este foarte important lucrul acesta, nu doar din, nu știu, de la acest microfon să spunem lucrul acesta, ci se transpune în tot ce înseamnă economie în țara noastră și economie locală, pentru că avem zona portului Constanța și am făcut împreună cu specialiștii de la Banca Mondială un study tour acolo să vedem exact care va fi rolul acestui port, pentru că nu putem să vorbim de o industrie offshore wind fără un port care să poată să fie bază pentru tot ce înseamnă operațiuni în zona Mării Negre și de ce să nu fie un port din România, acel port care să deservească toate investițiile din Marea Neagră, pentru că nu trebuie să fim naivi, să ne închipuim că Bulgaria sau celelalte țări din zona Mării Negre nu vor accesa acest potențial pe care zona îl are. Și atunci portul Constanța devine important nu doar pentru România, ci pentru toată regiunea. Și de aceea trebuie să fim primii care să avem această legislație și pentru că vorbim de predictibilitate, această lege, acest draft trebuie să treacă prin cel mai amplu proces de consultare, piața să fie consultată, în așa fel încât să nu avem niciun fel de vulnerabilități viitoare. Ea trebuie să mențină un echilibru perfect sau cât se poate de aproape de perfect între interesele statului român și interesele industriei, investitorilor, care cu siguranță vor veni și atunci, după un amplu proces de consultare publică, eu cred că riscurile în ceea ce privește lipsa de predictibilitate vor dispărea. Mulțumesc! Mulțumesc, aveți într-adevăr mare dreptate. Avem șansa să fim primii în zona Mării Negre care să facem, să începem acest domeniu destul de complicat, dar în calitate de și eu mic contributor la acest proiect, dacă îmi permiteți, chiar mi-aș dori, din orgoliu profesional, să fim primii. Am văzut deja că Polonia este foarte avansată. Ei au început în 2020 octombrie cu legea și în ianuarie 2021 cu primele licitații și de curând și Bulgaria, care a foarte deschis și a exprimat opinia de a copia ce face România, au scris o lege, au pus-o în consultare și sunt și ei, cum să spun, vin din urmă. Deci să sperăm că vom fi într-adevăr inițiatorii și, cum ați spus, sigur lucrurile trebuie să pornească sau să fie cumva centrale în jurul infrastructurii portoare pe care deja România o are la Marea Neagră. Aș vrea să o scurtă închidere, aș vrea dacă de la doamna Alexandra Bocșe. Pentru că avem nevoie de aceste noi domenii, înseamnă logistică, supply chain, nou, dar înseamnă și
și skills, oameni pregătiți pentru aceste noi domenii. Urmează săptămâna sustenabilității organizată de comisie și știu că dumneavoastră aveți un rol activ în acest proiect Green Skills for Green Energy, parcă, dacă nu mă înșel, așa că vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte despre acest lucru. Da, și o să fie targetat pe zona asta de offshore wind, ca să rămânem în zona asta. Deci este foarte important să ne asigurăm că avem forță de muncă calificată pentru tot ce presupune industria offshore wind, dezvoltarea de proiecte. În acest sens, în România există un centru de pregătire la Constanța, un centru de pregătire internațional pe care președintele Iohannis l-a vizitat recent. Anul acesta este și anul european al skillurilor verzi și digitale și, într-adevăr, Comisia Europeană, în timpul săptămânii sustenabilității din acest an de la Bruxelles, care se va desfășura la finalul lunii iunie, pune accentul pe noi competențe pentru tranziția verde și digitală. Administrația prezidențială are câteva proiecte în pregătire pentru COP28 legat de competențe, dar aș mai vrea să menționez, dincolo de nevoia de a pregăti resursa umană, când vine vorba de zona de offshore wind, e foarte important să ne asigurăm că încercăm să dezvoltăm și o industrie conexă în România. Cel puțin o parte din componentele pentru turbinele eoliene sunt produse în România și, în acest sens, noi avem o bază industrială, avem fabrici de rulmenți pentru mașini agricole în România care pot să-și utilizeze liniile de producție și pentru această nouă zonă, nouă industrie. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Excelent! Sună foarte bine și aici. Aș vrea să îl întreb ca și închidem panelul cumva cu o întrebare mai vizionară. Aș vrea să îl întreb pe domnul Bogdan Chirițoiu cum vede piața de energie după martie 2025 în România, dacă ne permitem Nu cred că pe bine sau împreună cu niște reglementare, dacă să facem, când vom face reliberalizarea, desigur va trebui gândită de minister cu agenția reglementare și desigur și cu sprijinul nostru. Cum spuneam, văd revenind la mecanismele de piață, cu corecțiile pe care le-am spus înainte, garanții mai mari pentru consumatorii individuali sau mai siguranță mai mare pentru consumatorii individuali și o soluție pentru consumatorii industriali. Spunea domnul Bende înainte, trebuie să avem prețuri mai mici. Mult mai mici decât Europa nu putem să le avem, pentru că va rămâne o piață europeană, prețurile vor fi aceleași ca peste tot. Prin PPA-uri pot să asigur o stabilitate pentru mari consumatori industriali. Dar, deci cred că va fi multă continuitate, eu așa văd, nu văd schimbări radicale față de mecanismele pe care le-am avut înainte de criza din Ucraina. Ama, ce vor aduce noile tehnologii, cum trebuie să evolueze gridul, cred că astea de aici mă aștept mai degrabă, ce înseamnă ați prosumatori, intrați în piață, deci cred că aici producția descentralizată și impactul ei asupra rețelei de transport, cred că aici și distribuția asta bănuiesc eu că sunt lucrurile deosebite. Doar un jumătate de minut m-aș lega de partea de ajutoare de stat, legislație. Pentru mine, că totuși sunt un veteran de la ce numesc eu prim val de investiții în regenerabile. Și ce se întâmplă acum înseamnă mult cu 2009-2010. Nu e un entuziasm. O să convins că în anul următor o văd pe Silvia în sală, care se îmbește. Deci vor fi ca și perioada respectivă. Va fi un val de investiții, va dura câțiva ani, până instrumentele astea financiare puse acum la dispoziție vor fi epuizate. Și ele vor fi, într-adevăr, sumele astea menționate de Dan Drăgan, sunt convins că în cea mai mare parte se vor realiza, pentru că sunt prinse în PNRR. Unul au și bani în spate și au bâta Comisiei Europene, care dacă nu faci lucrurile la tip, îți ia banii. Deci și cu resurse și cu constrângeri sunt convins că lucrurile se vor întâmpla. În același timp trebuie să ne asigurăm, avem și sprijinul Comisiei, dar l-am avut și în 2009, trebuie să ne asigurăm că face lucrurile astea bine. Ce înseamnă bine?
bon, să fie, schemele să fie atractive, dar nu trebuie să fie nici atât de generoase cât să devină la un moment dat să nu mai aibă sprijin politic, să facem corecții cum a făcut guvernul României sub domnul Niță. Am afectat și investitorii, avem și procese de arbitraj. Deci cred că trebuie să învățăm cu toții. Nici industria să nu fie prea lacomă, să nu ceară prea mult, și statul român să fie serios și când promite ceva să țină de acel cuvânt. Asta e, după mine, lecția, repet, din ce numesc eu primul val de regenerabile. Și, într-adevăr, au fost sume imense, în special pe zona de eolian la vremea aia. Nu s-a produs aproape nimic în România, în afară de turnuri, de fundații și de turnuri. Dacă reușim de data asta să atragem producție, baterii în stocare, diferite echipamente, nu știu, panouri, nu știu de competitivi putem noi în Europa pe panouri, încercăm să concurăm cu China și aici. În orice caz, dacă reușim din bani ăștia mulți care se vor da, bani, parte europeni, parte naționali, care se vor da, dar să rămână totuși și în industria noastră, iar va fi un plus față de ce am reușit cu primul val, care are părțile lui bune, adică nu vreau să-l critic. Da? Pe ansamblu e un mare bun ce s-a întâmplat cu primul val de regenerabile. Da, de data asta putem să facem lucrurile mai bine decât le-am făcut data trecută cu toții. Și noi, partea guvernamentală și dumneavoastră industrie. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Cred că suntem de acord, cel puțin după primul panel, că există multă bunăvoință față de primul val. În al doilea val, cumva, sunt mult mai multe elemente care conduc înspre succes. Există disponibilitate de financiară, există legislație, există încurajare de la nivel de politici UE înspre aceste tehnologii de regenerabile, dar și cele noi, așa încât, sigur, trebuie să ne gândim la competitivitatea industriei noastre, care deja se vede că o mare parte din mari industriași își fac investiții proprii pentru a-și asigura sursele de consum de electricitate, ceea ce e foarte bine, și creșterea industriei pe orizontală din tot acest boom de investiții. Sigur, ar mai fi multe de spus. Urmează COP28 la sfârșitul anului, întrunire care își dorește să tragă linie cumva, taking stock, de ce s-a făcut până acum la nivel mondial. Cum am spus, Europa este pionier încă pentru această tranziție, dar sunt multe lucruri care probabil nu neapărat se vor schimba, dar ne vor arăta cumva unde se stabilizează marile direcții de mers, chiar și în privința industriei nucleare, vedem o renaștere și pe partea de continuitate a industriei de gaze. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc audienței.